Andreea este din Hurducești și învață la liceul Matei Basarab din Strehaia. De când s-a pus gerul, fiecare drum la școală a fost un chin. Eleva în clasa 11-a merge pe jos aproape 2 km pentru a ajunge la microbuzul care să o ducă mai apoi la liceu. Ieri când am mers în microbuz erau minus 30 de grade, este foarte frig, sunt foarte mulți copii bolnavi la școală, nu putem să scriem, ne îngheață mâna pe pix și suntem foarte bucuroși că astăzi suntem acasă. În aceeași situație sunt aproape toți elevii de la liceul din Strehaia, așa că părinții au decis să nu-i mai trimite la școală până când gerul nu se domolește. A venit fetele, cele două fetițe au venit înghețate pe drum de la școală, de la liceul la Strehaia. Sunt foarte mulți copii care sunt bolnavi din cauza gripei, nu sunt numai din orașul Strehaia, sunt și suburbii care merg la acest liceu Matei Basarab și merg până la autobuze, un kilometru, un kilometru jumătate, fiind foarte frig, am decis să stea o zi acasă. Decizia de suspendare a cursurilor a fost luată în ședința Consiliului de Administrație după ce zilele trecute aproape jumătate din elevi au lipsit. Ieri, fiind minus 30 de grade la noi la Strehaia și peste 50% din elevi sunt navetiști, au întârziat, microbuzele n-au pornit și transportatorii ne-au anunțat că nu pot să-i aducă. Probleme au fost și în localitățile Gemeni sau Stângăceaua. În total, aproape 1200 de elevi au stat vineri acasă. Două unități de gimnaziu și un liceu care nu funcționează. Nu funcționează pentru faptul că sălile de clasă sunt mari și nu pot fi încălzite corespunzător. Nu funcționează pentru faptul că din cauza gerului nu s-au putut deplasa microbuzele să aducă copiii la școală. Profesorii au anunțat că de luni cursurile se vor relua, iar orele pierdute vor fi recuperate în cursul săptămânii viitoare.